21 pentru, din 21 prezenți, hotărârea a fost adoptată în unanimitate. În Baia Mare, nivelul impozitelor și taxelor locale, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2013 pentru persoanele fizice și juridice, se mențin la nivelul anului 2012. Au decis astăzi aleșii locali. Edilul Cătălin Cherecheș a precizat că indexarea de 16,05% ar fi adus municipiului 1,5 milioane de lei, însă profitul poate fi compensat printr-o mai bună colectare a taxelor și impozitelor, fără a pune presiune pe buzunarul băimărenilor. Aleșii au decis de asemenea acordarea reducerii de 10% pentru persoanele fizice și juridice care își achită dările până la data de 31 martie 2013. Impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicate pentru 2013 pentru persoane fizice și juridice, se stabilesc la nivelurile celor din anul 2012 conform anexei. Apoi am reiterat pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice și persoane juridice până la 31 martie o bonificație de 10%, deci vă repet, reducerea cu 10% a sumelor datorate în cazul în care acestea se plătesc până la 31 martie 2013. Băimărenii care au apucat deja să-și achite taxele și impozitele mărite cu 16,05% își pot recupera diferența de bani dacă solicită acest lucru sau suma va fi compensată la plățile ulterioare. Acest vot trebuia dat așa cum a fost el dat în 4 ianuarie, iar abia astăzi avem posibilitatea să dăm votul așa cum ne dorim noi. În acel moment s-a dat un vot în deplină legalitate, chiar dacă nu am avut cu toții conștiința pe deplin, în păcate, în legătură cu nivelul impozitelor care au fost aprobate. Din cei 21 prezenți, 21 au fost pentru adoptarea acestei hotărâri. Dovedește că în data de 4 ianuarie nu au votat așa cum și-ar fi dorit. Poate și atunci ar fi votat împotrivă sau să se abțină așa cum am abținut eu și domnul Mandra. Dar cum s-ar zice, au luat o decizie pripită. Sper ca să fie ultima decizie pripită din acest an 2013. După ani în care românii, băimăreni, au avut întotdeauna de strâns cureaua, un gest pe care Consiliul Local și primarul municipiului Baia Mare îl face pentru cetățeni este binevenit. Nu în ultimul rând, creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie anului, mai mici de 40 de lei, se anulează.